varianta Dorin Rotariu de lămuriri. I-ar fi trebuit? Tu zici că n-ar fi venit. De ce? Pentru că, odată că nu dăia împrumut? Poate salariul era mare? Salariul era destul de mare și nu știu unde juca. Fotbalistic nu putea să-i ajute foarte mult? Nu. Asta e ideea? Da, eu cred că nu. Nu cred că aducea un plus mare. Bine, nici nu l-am urmărit în ultima perioadă, nu știu evoluțiile lui, dar ce are FCSB la ora actuală, nu știu unde ar fi jucat. Păi a zis patronul de acolo că ar mai vrea o dublură pentru Corde. Păi bine, și ar fi venit rezervă. Depinde cum joci, că la acolo, nu știu, mai, cum, mai știi cine e rezervă și cine e titulare. De e dublură, la un meci la altul. De la un meci la altul se pot schimba lucrurile. Mai puțin cei care, pe care vrea să-i vândă într-o bună zi cu soare. Colegii de la digisport.ro au prezentat o echipă aceea de la FCSB, enunțată chiar de patron, într-o discuție pe care a avut-o cu patronul de acolo. Asta e. Din nou, fără vârf. Deși, uite, de curând am citit în gazeta de Sport că tendința este, după ce o vreme Barcelona și altele și, în fine, City l-au jucat mai fără vârf, să revină la cuvânt. Să se revină la un numele nou clasice. Da. Așa scriu oamenii. Da, nu știu. Eu știu ceva de prins asta. Da. Mie mi se pare foarte bine. Noi am fost... Mie mi se pare ceva normal. Adică am intrat în normalitate din nou. Să aibă un număr nou? Da, să fie un număr nou. Pe unde? Nu, nu, a, în general în fotbal. În fotbal, să nu mai fie numele astea... Nu, dar la FCSB nu... Da, să nu mai fie numele astea, Iurea, fiecare își pune data de naștere, eu știu ce... A, nu, e un număr nou clasic, nu numărul de pe tricou. Un... Nu, dar eu aș vede și normalitate și ca asta. Da, adică de, să știi, de la unul la... Sigur. Doi o fundaș dreapta, nouă atacat vârful. Nu știai că era Iovan și cu asta, bă. Sameș cu șase. Da. Bine. Cum ce? Olandezii au stricat prima oară chestia asta. Da. Cruyff, 14. Aia Skype. Da. Strică tot. Încearcă să faci asta în fotbal, în basketul american. În funcție de ce postul jucau. În fine. Cum ți se pare? Băi, nu văd mare diferență față de anul trecut. O diferență poate fi... Păi diferența e cum? Nu e venit. Păi nu, asta e diferența. Da, și Buena. Sunt... Nu, acolo nu știu dacă e mare diferență. Vom vedea. Adică nu sunt convins. În care Cristian a accidentat. Exact. Mie Cristian place, de exemplu, foarte mult. Sunt nume noi, doar atât. Diferența poate fi din prestația lui Coman. Adică aici există potențial mare de a ajuta echipa și asta depinde de el, de... sănătatea lui și de motivația lui. Da. Deci aici poate fi un... Eu aici nu mai pot să spun nimic. Adică nu păi m-aș arunca să spun nimic, păi că habar n-a. S-au spus atâtea. Nimeni n-are habar. Asta zic, ușor, e greu de... E ca un meteorit. De văzut ce va fi. Dar acolo e potențial. Că poți să vezi undeva unde e un potențial mare de creștere și unde e liniar așa. Aici ar fi un potențial. Dincolo nu e nicio surpriză, adică nu văd în rest. Cordea iarăși un semn de întrebare. Depinde și el, că a arătat două versiuni și Cordea anul trecut. Sperăm să fie așa cum a început. La început una bună, exact. Și mai pe urmă... Da, și mai poate fi un plus din partea lui Octavian Popescu, pentru că e mai mare cu un an. Asta înseamnă că s-a maturizat și... mai mult și automat poate da mai mult față de anul trecut, că e extrem de tânăr. Da, alții au mai bătrânit cu una. Tot fără bac. Mie mi se pare că FCSB... Păi toți au îmbătrânit. Ce, Olaru, Jitanasă? E mai bun bătrân. Trebuie să luăm o pauză. Când ne-a bătut la echipa națională. Da, continuăm discuția, să știți. Luăm o pauză și revenim. Eram la nivelul discuției despre vârstă. Despre vârstă. Voi a spus, unii au mai întinerit, alții ori au mai... ne maturizăm, ori îmbătrânim. Da, unii au mai... Sau în fine, unii s-au mai copt, alții s-au mai trecut, sau cum e? Da, au mai văzut. Despre FCSB era. Din punctul meu de vedere, FCSB este mai slabă decât anul trecut. Pentru că mă uitam la echipă, totuși au jucat 2 ani împreună, cu greșeli, cu bune, cu mai puțin bune, Miron și cu Cristia. Acum sunt 2 fundași noi, care, din câte știu eu, n-au jucat împreună. Deci până se vor acomoda. Mă uit la fundaș stânga, Radunovici, care nu știu cine, el a avut probleme de accidentare. Cine poate să joace acolo? Ovidiu Popescu, care joacă pe orice post. Numai portar n-a fost încercat. Anu-i târziu. Acum, având 2 portari tineri, doar nu o să aibă probleme amândoi. Dar rest e aceeași echipă care nu știu câtă motivație mai au. Și cu un Florinel Coman recondiționat. Da. Vândut altfel publicului
echipei însăși. Da, și cred că și în psihul jucătorului, în momentul când ai venit de la altă echipă, de la Viitorul, de la Botoșan, la FCSB, veneai cu un gând. Joc un an, doi și plec afară. E, nu prea să mai plec afară de la FCSB. Ca să merg cu un salar mai bun sau... Care a mai plecat? Nu mai plecat. Și-a zis că e ok, el rămâne. Păi... Nu e o problemă. Păi, probabil că s-a resemnat deja, adică păi... el... Și poate una zice, alta gândește. A vrut. Da. Și oricum, salarul lui nu e rău. Da. Corect. Nu, dar dacă, asta, dacă reușea un transfer afară, nu este rău, își dubla salariul cel puțin. Sunt convins că și pentru 10.000 în plus merge afară. Pentru că e o altă experiență. La... E, nu, că n-a vrut să plece la Unguri pe bani apropiați. Nu-i chiar așa de mare noi. Experiență la, în Ungaria. Da, de fapt cer. Aici a fost spunea că ar trebui să-i dea mult mai mult, în altă parte, sau consistent mai mult, nu doar așa un pic, 50-40% mai mult, 30%. Păi nu, cine gândește la fel? Ba da, ca să plece de aici unde măcar e acasă, are niște corect. Bani. Cred că dacă avea ofertă din Grecia, dintr-o țară mai altfel, poate pleca. Asta a fost dur. Nu, nu, dar bine, nu m-a referit la asta. Să revenim la cei care nu își mai permit plaje, gata, s-a terminat vara pentru ei, cei de la CFR, să-l ascultăm pe Dan Petrescu, înainte de meciul din jumătate de oră în direct la Digisport. Primul european începe sezonul pentru noi astăzi și începe marile emoții și marea miză de fapt a fotbalului românesc, Europa. Să-l ascultăm pe Dan Petrescu. Beții n-au văzut decât un meci de anul trecut și erau doar 5 jucători titulari. I-au venit 10 jucători noi și i-am arătat pe jucători individual, pentru că ca echipă n-am putut. Astăzi au văzut, dar toți au zis că jucătorii care au venit, în opinia lor, sunt mai buni. N-aveau jucători de nivelul ăsta anul trecut. Fotbalul românesc, ce-a mai oferit în ultimul timp ca să fim noi favoriți? Campionatele nu cred că sunt mari diferențe. Echipa națională a pierdut aici, în Armenia. În ultimii 10 ani nu prea s-a mai făcut nimic, nici la nivel de club, în afară de CFR Cluj. Deci nu văd de ce trebuie noi să fim mai puternici ca ei. Asta e părerea presei și a opiniei publice, care nu știu dacă studiază foarte bine adversarii. Eu studiez foarte bine. Ambele meciuri vor fi echilibrate și numai mici detalii vor face diferența. Dar înainte, da, înainte fotbalul românesc, acum vreo 20 de ani, veneai și jucai în Armenia, era obligatoriu să fie normal. Dar nu mai e fotbalul ăla. Noi am uitat, toți uităm unde suntem. Noi suntem foarte rău, suntem în spate, în urmă. Avem probleme mari peste tot și ar trebui să știm realitatea. Noi nu o vrem să o vedem, nu înțeleg de ce. Nici o echipă de club, în afară de CFR 5 ani, ce a mai făcut? Uitați-vă ce s-a întâmplat. Dar asta nu înseamnă că și în CFR mâine nu poate să pierdă. Uitându-mă la jucătorii care i-au luat, eu nu văd de ce să nu fie un meci foarte echilibrat. Există posibilitatea ca CFR să se poată mulțumi, înțelegem, și cu un rezultat de egalitate, nu în perspectiva returnului. Nu mă interesează egal, victorie, vreau să mă calific. Eu știți că sunt pragmatic. Pe mine mă interesează doar calificarea, restul e istorie. Nici cum jucăm, nici ce facem, cel mai important este să ne calificăm. Iar 100% calificarea se va juca la Cluj, pentru că mâine va fi un meci foarte echilibrat. I think we've prepared very hard and we've done a good pre-season, so we are trained as a team and we are here to play the game and we hope for the best. As for me as a player, I don't care so much about the club I'm going to play. The more focus is more on us, we the players and the team. So everything is on us. We don't focus on them, we focus on us for tomorrow. My previous club, I played in a Champions League qualification and I have the experience and I know how the games are, so I'm ready and I'm ready. We are already here to play the game tomorrow. Da, am revenit. Sigur că da, Dan Petrescu cu aceeași poveste, dar tot se va verifica pe teren. Există terenul minunat, a spus. Asta e foarte important. Este un detaliu care influențează mult. Da. Există ceva de zis înainte de meci ce ar trebui să facă, ce ar trebui să fie, să ia inițiativa, să încerce să-i subordoneze, cum se mai zice. Nu, asta deja intrăm în pregătirea adversarului și păi nu știu, dar punctele te forte și vulnerabile. Știu doar că pregătirea trebuie să fie una de concentrare maximă. De regulă, când treci un adversar mai slab, trebuie să faci tot posibilul să marchezi rapid pentru a-ți impune fotbalul tău și... Cam asta este, că nu se inventează nimic acum. Eu sunt convins că asta o face, pentru că, repet, aici excelează el. Știe foarte bine
să pregătească. Bun, dar cine va fi mai agresiv? Iar va câștiga în această seară. Corect, contează foarte mult, pentru că gazdele cu asta pot veni, cu o motivație de asta peste limita normală și aici se mai topește așa din valoare. De cald și acolo. Ne uitam cu Cristi, apropo de și de cifre, care ne uitam pe Transfermarkt. Sigur că este relativ acolo, dar în principiu e undeva... E un criteriu, oricum. E un criteriu, dar undeva pe locul 13 în campionatul nostru, valoarea lotului. Deci din punctul ăsta de vedere, și din acest punct de vedere, CFR este favorită. Da. Asta nu înseamnă că nu poate să piardă cu locul 13. Am câștigat medalia de aur la campionatele europene de junior de la Otopeni, în proba de 4x100, cu România, care a fost lansată de David Popovici, colosal, cu un timp mai bun pe prima sută decât timpul lui Caleb Dressel, prin care a lansat ștafeta Statele Unite la campionatele mondiale de seniori din acest an de la Budapesta. Cred că al doilea mă băgam și eu.